Alexandra, mulțumesc! Chiar pe lângă haine groase, pentru a trece cu brio peste perioada geroasă ce urmează, este nevoie de o dietă adaptată. O alimentație sănătoasă și un stil de viață echilibrat vin în ajutorul nostru pentru a ne întări sistemul imunitar. Alimentația trebuie să ne adecvăm în funcție de timpul când ne expunem la temperatură scăzută, pentru că dacă stăm în casă sau oricum lucrăm într-un mediu normal, nu se schimbă nimic. În schimb, cei care petrec mult timp afară au un necesar energetic ceva mai crescut, pentru că asta înseamnă un consum de energie pentru termoreglare. Asta înseamnă că cei care se expun în această perioadă mai mult frigului au nevoie și de un aport caloric mai mare. Însă asta nu înseamnă că trebuie să exagerăm. Nutriționiștii spun că e indicat să consumăm cu 10% mai mult decât în mod obișnuit. Iar românii par să cunoască ce trebuie consumat în zilele reci de iarnă. Păi mănânc zilnic 2 banane, mănânc 3 mandarine și portocale mai rar, la două dintre trei zile, ca vitamine. Și în rest nu mănânc gras. Să mănânci cât mai multe legume proaspete, mult usturoi, multă lămâie, hrean. De ce usturoi? De ce lămâie? Pentru că e cel mai puternic antibiotic natural. Lămâia este alimentul magic, știut de mii de ani. Încerc să mănânc mai echilibrat, mai sănătos, legume multe, fructe, mai fără carne, mai gen vegetarian așa. Și bine fac, mai ales pentru întărirea imunității. Iar pentru a ne încălzi, după o zi în care ne-am expus mult timp la frig, alimentele calde sunt cea mai bună soluție. În principiu e bine să ne orientăm către alimente calde. Nu neapărat compoziția lor e relevantă, cât mai ales temperatura, ca să ne putem încălzi. Așadar, ceaiurile și supele sunt cel mai bine venite într-o zi geroasă. Dar când vine vorba de băuturi calde, românii au și alte preferințe. Un păhărel de țuică sau o cană de vin fiert. Cam astea sunt metodele la care apelează foarte mulți dintre români atunci când vor să se încălzească într-o zi geroasă. Totuși, nutriționiștii vin și ne spun că alcoolul reprezintă doar o salvare falsă de moment. Dar nici nu este interzisă. Asta e o metodă să te încălzești rapid cu o țuică fiertă după ce ai dat zăpada timp de o oră afară. Nu strică, nici nu ajută în mod deosebit. Cumpătarea este de bază atunci când ne dorim să evităm neplăcerile din perioada rece.